Nu le putem numi, cum v-am mai spus odată, minuni suprafirești. Sunt minunile naturale, din revelația naturală a lui Dumnezeu, prin care se proslăvește, de fapt, cuvântul Scripturii. Din darul cununiei și al căsătoriei se nasc pruncii. Deci nașterea de prunci din trânsa. Binecuvântată este cum taina aceasta în Hristos și în biserică și nașterea de prunci din trânsa. Ai cuvântul Apostolului Pavel. De aceea au auzit vecinii și rudele și au slăvit pe Dumnezeu. Deci în momentul când se întâmplă minunea de asta, toată lumea vorbește de ea. Dar trebuie să vorbim la modul în care să nu transformăm minunea în bâlci. Aici aș vrea eu să mă legitimez asupra unei chestiuni pe care vreau să o înțelegeți bine. Așa cum Ioan Botezătorul s-a născut dintr-o minune, bătrâni, sterbi, dar temători de Dumnezeu, așa cum Zaharia s-a dus la templu și i s-a arătat îngerul, dar n-a spus la nimeni nimic, ca drept dovadă că nici n-a putut să vorbească până la nașterea pruncului, așa cum Zaharia și-a dezlegat graiul în momentul nașterii lui Ioan Botezătorul, când i-a scris numele și a slăvit și a vorbit de Dumnezeu, așa și nouă să cade când vedem o minune, să nu o trâmbițăm. Biserica, repet, nu trăiește din reclamă. Biserica nu trăiește din povești. Biserica trăiește din puterea și din lucrarea Duhului Sfânt. Și ca să fii sigur că o minune este adevărată, trebuie să o trăiești tu. De ce îți povestesc eu ție o minune de-a mea când tu nu știi ce înseamnă aia și cum o poți trăi? De ce îți povestesc eu o minune văzută de mine dacă tu n-ai văzut-o și nu știi ce înseamnă? Deci fiecare o va răstălmăci. Deci darul facerii de minuni și minunile în sine sunt un dar în parte fiecăruia pe măsura credinței lui. Și dacă ar fi să vă pun să ridicați mâna sus și să spuneți dacă ați văzut o minune, eu sunt ferm convins că fiecare om din această biserică și cei din ogradă au trăit o minune la modul autentic al lor personal, nici ei nu pot să-și o explice. S-ar putea scrie în cărți, că așa spune câte minuni a făcut Hristos, dacă s-ar fi scris, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar niciuna nu mi se potrivește mie, niciuna nu se potrivește ție, niciuna nu îi se potrivește celuilalt. Fiecare minune în parte se potrivește celui care a trăit-o. Deci, cum spune Ioan Gură de Aur, darul limbilor a încetat, darul vorbirii în limbi a încetat, glasolalia a încetat, de acum vorbește Duhul. Vedeți cum se spune în sinod și cum se spune când se iau măsurile acestea canonice în biserică? Părutul sa nouă și Duhului Sfânt. Bine, epistola către Timotei sau nu știu unde sunt scrise. De ce? Duhul Sfânt înseamnă comuniune, Duhul Sfânt înseamnă unitate, Duhul Sfânt înseamnă lumină, Duhul Sfânt înseamnă putere, Duhul Sfânt înseamnă cunoaștere, Duhul Sfânt înseamnă luminare de minte, Duhul Sfânt înseamnă insuflare. Îți vine deodată o idee care n-ai avut-o niciodată. Și ai Duhul Sfânt. De ce? Tocmai ca să te deosebești de ceilalți care au idei comune. De aceea un Sfânt spune un lucru care nu l-a mai spus nimeni. Și noi le numim maxime sau cugetări și le punem cu paranteză de la capăt, le tipărim într-o carte și le citesc toți ca să vadă ce a gândit Sfântul respectiv. Numai că ce a gândit Sfântul respectiv, spre marea noastră uimire, citește un om credincios, se fascinează, se bucură, se roagă, devine evlavios, devine credincios, citește unul puturos, spune, ce cu asta? Citește unul necredincios, spune, prostii, citește un ateu și spune, povești omenești, citește un hulitor și mai și înjură. Deci, vedeți? Asta este diferența între cuvântul Scripturii și lucrarea Duhului din om. Deci aici trebuie să ne separăm gândirile și mințile prin darul discernerii și cei care au cu adevărat darul discernerii să înțeleagă că unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii. Nu mai ține de om. Deci foarte bine nu combați
știința care vine și te învață că un copil îl poți face prin fertilizarea in vitro, printr-o metodă tehnică medicală în care ovulul și spermatozoidul sunt tot al lui Dumnezeu, dar foarte bine vine știința bisericească și îți spune că dacă te rogi și ea în afură și aghiazmă de zămisire și te închini și ai credință și te împărtășești, poți rămâne la fel gravidă fără tehnica medicală. Cel care face prin tehnica medicală este om trupesc și face ale trupului, cel ce face prin lucrarea duhovnicească este duhovnicesc și face cele ale Duhului. Aici Dumnezeu nu pedepsește, că fiecare în rândul treptei sale. Pe unii apostoli, pe unii proroci, pe unii învățători, pe unul cu darul de deosebirii limbilor și așa mai departe. Dar în același timp, tot apostolul spune că stea de stea se deosebește în slava sa. Alta e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii, alta e strălucirea stelelor. Dacă două stele nu sunt la fel, nici doi oameni nu pot fi la fel. Dacă soarele și luna nu sunt la fel, nici noi doi oameni nu pot fi la fel. Și ne ducem mai departe să vedem ce spunea Zaharia asta, că s-a apucat de vorbit, n-a stat degeaba. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și prorocind a zis: binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, cel ce a răscumpărat poporul său. Vorbim de misiunea teologică a lui Ioan Botezătorul și cu asta am pus punct, nu comentăm mai mult. Ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său. Același lucru, idem. Precum a grăit prin sfinții săi proroci din veac, adică tot ce cere numele lui Dumnezeu vei primi. Bate și se va deschide cere și se va da, caută și vei afla. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi. Împotrivirea în fața popoarelor hananeice, care au fost 12. 7 le-au nimicit, 5 au rămas până astăzi. Să facă milă cu părinții noștri, să-și aducă aminte de legământul său cel sfânt. Așa, aici am ajuns, o avusem în minte, o scăpasem și Dumnezeu mi-a amintit-o. Cred că asta a fost o minune. Unde scăpați la sarmale, mai stăm un pic la predică. Și iată ce spune profetul, că scris este în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Ce vrea să spun aici? Cândva v-am spus, poate în predică, sau poate am lăsat undeva consemnat scris, că tânărul și tânăra, când se cunosc, sunt proaspeți, tineri, frumoși, eleganți, drăguți, finuți, în acea dragoste pură, în momentul când ei se căsătoresc, primul copil are toate darurile divine în el. De aceea spune că cel întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Ce înseamnă să fie închinat Domnului? Din clipa din care l-ai născut și l-ai botezat, să nu te rogi, Doamne, de să ajungă nu știu ce ministru. Doamne, facă-se voia ta cu el. Poate să iasă și un doctor, poate să iasă și un procuror, poate să iasă și un credincios, poate să iasă și un slujitor, poate să iasă și un arhiereu, poate să iasă și un pusnic, poate să iasă și un gospodar. Noi nu știm taina care a pus-o Dumnezeu. Dar știm că toată dragostea lui Dumnezeu se varsă în primul născut din pântecele femeii. Și mi-a plăcut odată o expresie, nu știu unde am citit-o, dar mi-a rămas așa voalat prin minte, că o femeie fără prunci care a făcut întreruperea prin avort nu este o domnișoară sau nu este o doamnă, ci este o mamă a unui copil mort. Deci el n-a dispărut din conștiința ta, din istoricul tău, din imaginea ta, din cazierul tău. Când mă refer la cazier, nu mă refer la cel polițienesc, ci mă refer la memoria conștiinței cu care noi mergem la judecată. Deci toată lumea se întreba odată cum vom reuși noi să răspundem în fața lui Dumnezeu de toate păcatele care le-am greșit dacă noi le-am uitat și nu le ținem minte. Pardon, la casa demarcată ai desfășurător. Pe zile, pe date, pe ore și ce ai vândut.
În cartea vieții lui Dumnezeu și a conștiinței tale, când se pliază una peste alta cele două, nu știu dacă ați fost atenți vreodată, prin filmele cu SF-uri, ăștia mai spun adevărul, dar ei nu-și dau seama că ele sunt insuflate de sus, nu de jos. Este hârtia invizibilă, scrii pe ea și numai când o pui în apă sau când o pui la lumină, apare scrisul. Așa este conștiința noastră. Pe banda conștiinței noastre sunt trecute toate păcatele, intențiile, gândurile, greșelile, iar în momentul în care noi nu le-am spălat cu lacrimi, cu spovedanie, cu împărtășanie, cu pocăință, în momentul când vor fi puse pe lumina lui Dumnezeu, se va citi pe ele petele rămase sau fracțiunile de scriere nespovedite și nespuse sau păcatele nedezlegate. Ei, acești întâi născuți sunt un fel de început de conștiință. De ce? Foarte la mod a fost în anii 50, 60, 70, 80, 90, poate și după 90, să dăm slavă lui Hananeu ăsta care ne-a eliberat la Revoluție, că s-a făcut de atunci 18 milioane de avorturi, adică încă o dată populația României, și este din statistici, nu vă spun de la mine ca să vă jignesc sau să vă impresionez,